DNR. Și vă mai rețin atenția cu un citat. Unii profesori își bat joc de meseria lor și spun că au salarii mici. Merge acasă, dă-ți demisia. Justificarea că am salariul mic e o imbecilitate. Vorbele mele poate sunt brutale, dacă fiecare părinte ar plăti 100 de lei pe lună, nu mult, ceva simbolic, dar să simtă că nu e gratis. Am încheiat citatul din ministrul comunicațiilor, Marius Bostan. Premierul României împărtășește această declarație făcută astăzi de ministrul comunicațiilor? Nu. Premierul României a cerut ministrului Bostan să-și ceară scuze și să vină cu clarificări pe această temă. Comentariile domnului ministru nu angajează niciun fel guvernul în acest moment. Sunt regretabile din punctul nostru de vedere și ministrul va face clarificările necesare.